Ministerii Activităților Culturale Educative continuă la Băicoi. În weekend a avut loc Gala Artei Dansante ediția 1, la care au participat 16 formații din Galați, Giurgiu, Oltenița și alte localități din țară. 400 de copii au făcut dovada talentului lor în fața publicului și a jurului, manifestarea fiind deschisă de invitata specială Iuliana Tudor. Mă simt cumva ca atunci când urcam pe scenele caselor de cultură de la Băicoi, la Țintea, la Lidiești, mai departe la Băicoi, la liceu, în toate spectacolele unde mergeam, cu grupul de folk din care făceam parte, în toate spectacolele în care învățătoarea mea, profesorii mei, m-au dus acolo să cânt. Vă promit în fața comunității noastre că vă voi fi alături și cred că împreună vom reuși să se vorbească despre localitatea noastră așa cum merităm. Gala, care a avut ca scop și inaugurarea Casei de Cultură recent renovată, a fost organizată de Biroul Cultură Bibliotecă Sport din cadrul primăriei Băicoi. Evenimentul a fost sponsorizat, nefiind cheltuit niciun ban din bugetul local. Astăzi avem onoarea să o inaugurăm prin evenimentul creat de doamna profesor Mihaela Boscă. Vreau să mai felicit pe domnul director Stoica Robert pentru implicarea de care dă dovadă, faptul că ne vom respecta tot ce este mai frumos în orașul Băicoi va deveni pentru mine o tradiție. Toți copiii au primit pachete cu dulciuri și efortul artistic le-a fost răsplătit cu medalii și diplome, iar profesorilor care au pregătit le-au fost înmânate trofee.